Frați și surori, în această seară vreau să ne uităm la o parte, la un aspect, la un segment din viața lui Iosif. Viața lui Iosif, care, după părerea celor mai mulți teologi, este una dintre cele mai remarcabile, cele mai fascinante vieți pe care o găsim în Scriptură. Iosif a fost un om deosebit, la care și de la care putem să învățăm foarte multe lucruri. Și viața lui a fost un amestec de tristețe și de glorie, a fost un amestec de durere, de succes, așa cum de multe ori viața noastră este nu întotdeauna doar bine, cum nu este întotdeauna și tot timpul rău. Asta a fost, de fapt, imaginea pe care ne-o arată această personalitate deosebită a Scripturii, și anume Iosif. Și pentru că viața aceasta a fost atât de fascinantă, spuneam, sigur că da, putem să învățăm foarte multe lecții, și am învățat, dacă luăm viața aceasta a lui Iosif și ne uităm la ea, avem așa de multe lucruri pe care le putem învăța. În această seară vreau să învățăm doar despre acest segment, când Iosif a ajuns în închisoare. Istoria este foarte simplă, dumneavoastră deja o cunoașteți, vreau doar să o amintesc în scurt. Iosif a fost vândut de frații lui, și a fost vândut la niște madianiți care treceau întâmplător pe acolo. Madianiții a fost cumpărat de la ei de către Potifar, a ajuns în casa lui Potifar ca și slav. Însă există acest lucru care îl găsim continuu în viața lui Iosif, și anume, și notați lucrul acesta pentru că este important, Domnul era cu el în tot ceea ce făcea. Și a fost Domnul cu el în casa lui Potifar. Și Domnul l-a binecuvântat, Potifar s-a uitat la el ca un om remarcabil, un om deosebit pe care putea să-l folosească, și a dat totul. Și a spus, te ocup de tot ceea ce înseamnă business-ul meu, în afară de lucrurile care țin de mine personal și casa mea. Și așa s-a întâmplat. Însă vedeți dumneavoastră întotdeauna în viața unui om care lucrurile merg bine și lucrurile sunt bune, diavolul întotdeauna intervine, pentru că ăsta este scopul lui și aceasta este, de fapt, misiunea lui, de a strica lucrurile. Și a încercat să intervină prin soția lui Potifar. Știți istoria, a încercat de mai multe ori să-l atragă într-o cursă și Iosif n-a dorit, n-a vrut lucrul acesta, și într-o zi când ea a insistat, pur și simplu a încercat să-l forțeze. Spune că el a lăsat haina și a fugit. Și mi-aduc aminte de experiența cu haina aceasta a lui Iosif. Din nou, haina lui l-a pus în mare problemă. Prima dată a fost că avea o haină pestiță, pe care i-a făcut-o părinții. Tata lui iubea foarte mult și i-a făcut o haină pestiță. Și asta i-a întărâtat puțin pe frații lui și spunea, sigur că este preferatul familiei. De data aceasta și-a lăsat haina, nu era haina pestiță pentru că nu o mai avea, dar aceeași haina lui Iosif a rămas acolo și a rămas ca și o dovadă trucată a faptului că el era un om care de fapt afișa o altă imagine. Și s-a întâmplat lucrul acesta când a venit Potifar acasă, soția lui a spus o istorie falsă, și cum spune versetul 20, pe care nu l-am citit, dar este în contextul acestei imagini, Iosif a ajuns în închisoare, fără ca să fie vinovat, fără ca să fie făcut ceva, spune că el a ajuns în închisoare, bazat pe mărturia pe care a făcut-o soția lui Potifar. În închisoarea egipteană a ajuns un om nevinovat. Și ne-am întrebat noi, cum nu știm dacă s-a întâmplat lucrul acesta în mintea și în inima lui Iosif, dar ne întrebăm noi, cum este posibil ca un om nevinovat să ajungă în închisoare? Însă, dragii mei, în această seară vreau să învățăm lucruri care, sigur, pentru noi, într-o altă imagine, într-o altă perspectivă, sunt foarte importante. Întotdeauna Scriptura ne dă lecții deosebite. Și vrem să credem și am înțeles în această seară și împărtășim gândul acesta împreună cu dumneavoastră, este că în închisoare, în această închisoare egipteană, Iosif a învățat câteva lecții valoroase pe care nu le putea învăța într-o altă circumstanță. Dumnezeu de multe ori ne aduce în anumite circumstanțe, nu pentru că neapărat ne pedepsește,
Nu pentru că neapărat, eu știu, a uitat de noi. Nu pentru că Dumnezeu sau lui Dumnezeu nu-i mai pasă de noi. Și pentru că noi nu putem să învățăm anumite lecții decât în anumite circumstanțe. Și uitându-ne la viața lui Iosif, Dumnezeu l-a adus pe Iosif în această închisoare pentru că vrea să-l învețe câteva lecții valoroase. Și el a aflat câteva lucruri despre Domnul care mai târziu îi vor sluji în ceea ce însemna viața lui de slujire și viața lui de om pe care Dumnezeu l-a ales ca să fie o mărturie și o unealtă a lui în ceea ce însemna oamenii din prin prejur. Vreau să fac aici o notă și vreau să înțelegem că Iosif n-a fost singurul care a ajuns în închisoare pentru ca să învețe anumite lucruri. Dar n-a fost singurul care a trecut printr-o experiență a închisorii. Și dacă ne uităm în Scriptură și vreau să amintesc în scurt, mulți oameni ai Bibliei, dacă ne uităm doar în Biblie, dar am să amintesc câțiva care nu au fost scriși în Biblie, dar au experimentat lucrul acesta. Mulți oameni al lui Dumnezeu, mari al lui Dumnezeu, au ajuns ca să experimenteze închisoarea. Au ajuns ca să treacă prin închisoare. Și dacă ne uităm în Scriptură, îl găsim pe Samson. Fără ca să luăm în considerare și să discutăm viața lui. Dar la un moment dat, Dumnezeu l-a adus pe Samson în închisoare. Pentru că Dumnezeu vrea să-l învețe o lecție. Ne uităm la Daniel. Dumnezeu l-a adus pe Daniel într-o închisoare pentru că vorbea Dumnezeu prin acest eveniment despre cine este el și despre ce avea Dumnezeu în vedere cu Daniel. Și ne putem uita la Ieremia, ne putem uita la Osia, ne putem uita la Ioan Botezătorul, ne putem uita la Petru, la Ioan, la Pavel, la Sila, la toți ceilalți, toți oamenii aceștia, marea lui Dumnezeu, au experimentat închisoarea. Și aceeași întrebare, de ce? Pentru că Dumnezeu, repet, ne învață lucruri pe care nu le putem învăța altfel decât în anumite circumstanțe. Și fiecare dintre noi învățăm astfel de lucruri. Dar întrebarea se pune și vei spune, frate Dan, dar noi n-am experimentat închisoarea. Vorbim despre oameni ca și Richard Rumblat. Vorbim despre John Bunyan care a experimentat închisoarea. Și vorbim despre alții. Noi n-am experimentat. Ce putem noi să învățăm de aici? Care este lecția pe care o putem să învățăm în această seară? Și există o lecție. Există o lecție pentru că, dragii mei, noi nu experimentăm închisoarea fizică. Dar există, le-am numit eu, anumite experiențe care sunt catalogate și pot să fie catalogate ca și închisori ale vieții. Și ne uităm la Iosif și din experiența lui putem să învățăm cum putem noi să progresăm, să propășim în anumite experiențe care țin de aceste lucruri pe care le numesc închisori ale vieții. Dacă treci printr-o încercare, nu este un lucru normal, nu? Adică viața noastră ar trebui să fie foarte cursivă, foarte normală. Ne trezând dimineața, eu știu, avem tabietul nostru, unii mergem la lucru, alții facem altceva și avem viața pe care o programăm într-o zi și ar trebui să fie o viață normală, o viață cursivă. Asta înțelegem noi. Și așa ar fi trebuit să fie pentru Iosif, o viață normală. Dar a intervenit ceva. A intervenit ceva în viața lui și a ajuns într-un moment în care el era pur și simplu despărțit de viața lui normală. Și o numim închisoare. În viața noastră spirituală și fizică putem să experimentăm aceste experiențe de închisoare în care viața noastră să nu mai fie cea normală de zi cu zi. Și asta se poate întâmpla în multe feluri. O boală poate să fie o experiență de genul acesta. O încercare care vine peste viața ta, o situație în familie, oricare ar fi ea, poate să fie o experiență de genul acesta. Și toate lucrurile acestea disturbă, schimbă, distorsionează viața noastră normală. Pentru că asta înseamnă, până la urmă, o închisoare de viață.
Ți-ți iei libertatea. Nu mai poți să fii tu cel care ar trebui să fii într-o viață normală. Și atunci, uitându-ne la experiența aceasta a lui Iosif și gândind experiența lui din perspectiva noastră, cum putem noi să progresăm în experiențe de genul acesta, în închisori ale vieții noastre? Și vorbim aici despre, spuneam, poate o boală, poate o încercare sau orice altceva, dar sunt lucruri care ne disturbă, care ne schimbă și care ne dau disconfort în viața noastră. Cum putem noi? Cum putem noi, trăind în viața aceasta noastră care oscilează, cum vorbeam despre Iosif, câteodată este o viață tristă și apoi avem o bucurie, câteodată suntem prea încercați și apoi din nou avem libertate, pentru că viața noastră este atât de schimbătoare și atât de diversificată. Cum putem noi, dragii mei, să progresăm? Să progresăm în astfel de situații. Ai o situație și am o situație. La fiecare diferă, dar ne simțim atât de disconfortabil de toate lucrurile acestea și ne considerăm ca și niște oameni care, ca și Iosif, experimentăm o situație pe care nu ne-o dorim. Și ne întrebăm de ce am ajuns acolo, ne întrebăm ce am putea să facem. Și poate că cel mai important lucru pe care putem să-l învățăm în această seară este exact acest lucru. Cum să progresăm în închisorile vieții, în experiențele care ne disturbă viața, ne disturbă familia și ne disturbă felul nostru normal de a trăi. Pentru că, repet ce spuneam despre Iosif, diavolul întotdeauna atacă viața noastră și atacă tot ceea ce ține de viața noastră. Tot ce ține de viața noastră normală în ținta lui este: vreau să-i aduc un eveniment care să-l disturbe, care să-i schimbe starea și să facă ca viața lui să nu mai fie la fel în ceea ce înseamnă relația cu Dumnezeu. Haideți să ne întoarcem la Iosif. Iosif era închis și ca să învățăm cum putem noi să progresăm în astfel de evenimente, închisori ale vieții, l-am numit eu, ne uităm la Iosif și învățăm câteva lucruri în această seară, foarte importante. Și veți vedea cât de mult și cât de important este să știm ce să facem în astfel. Mulți oameni, și în mod special cei care nu înțeleg planul lui Dumnezeu și nu înțeleg de ce se întâmplă lucrurile acestea, nu reușesc să crească, nu reușesc ca să progreseze în astfel de evenimente. Și diavolul împlinește scopul lui. Oameni care ajung într-o situație dificilă. Vorbim despre orice. Nu vreau să înțelegem cumva greșit că am în vedere pe cineva, dar vorbim despre orice, despre o situație de familie. Un copil care nu ascultă. Și simți că viața ta nu mai este aceeași. Și încerci să rezolvi problema și încerci să vezi ce se întâmplă, nu reușești, nu primești răspuns și parcă toate lucrurile se dărâmă. Ori nu scopul acesta era, sau este, Dumnezeu știe și controlează toate lucrurile, eu așa cred. Dar trebuie să învățăm în această seară ce să facem ca să progresăm. Ai o problemă vis-a-vis de căsnicia ta, mică sau mare, și te întrebi, de ce am ajuns aici? Pentru că nu ăsta era scopul. Diavolul a fost cel care a intervenit printr-un, eu știu, un lucru. Dar Dumnezeu are întotdeauna scopul acesta, dragii mei, Dumnezeu are întotdeauna scopul acesta, să creștem, să progresăm chiar și prin astfel de evenimente. Și primul lucru pe care îl găsim la Iosif era exact locul unde a ajuns, închisoarea. Închisoarea întotdeauna este un loc greu, un loc greu de suportat, un loc de opresiune, un loc de asuprire, un loc de apăsare, un loc de oprimare în care nu mai ai libertatea pe care a avut-o înainte. Și așa s-a întâmplat cu Iosif. Spune Scriptura că după ce a auzit toată mărturia soției lui, Potifar l-a luat și spune versetul 20 și l-a aruncat în temniță. Spune Biblia că Iosif a fost aruncat în temniță și din nou, un loc ciudat pentru un om sfânt al Dumnezeu ca să ajungă. Un loc care nu era pentru el. Ce să caute Iosif în închisoare? El n-a păcătuit cu nimic. Era un om curat, un om sfânt. Și totuși, Dumnezeu l-a îngăduit ca să ajungă acolo. Și a pierdut libertatea?
Omul acesta și-a pierdut voința, el nu vrea să stea acolo, dar a fost ținut acolo împotriva voinței lui. Și mai mult decât atât, după regulile care au acolo și după modalitatea lor, l-au pus în lanțuri acolo, împreună cu toți cei care erau închiși din casa împăratului. Era o închisoare federală în America, eu știu pentru că am un cumnat care lucrează acolo. În închisoarea federală sunt închiși cei mai periculoși oameni. Și acolo a ajuns Iosif. Iosif a ajuns într-un loc greu, o situație disperată. N-a fost ușor pentru Iosif. A continuat șirul acesta de evenimente negative după ce a fost vândut de frații lui. A fost cumpărat de madianiți, a fost cumpărat de Potifar și acum învinuit pe nedrept și a ajuns în închisoare. Dragii mei, experiențele pe care noi le avem în viață, oricare ar fi ele, numite așa numitele închisori ale vieții, nu sunt locuri ușoare de trăit. Nu sunt locuri așa în care, nu e așa de greu, nu e așa de complicat, sunt locuri grele. Sunt locuri în care viața noastră este dată peste cap. Și dați-mi voie să vă spun că lucrurile acestea s-au întâmplat și în viața lui Iosif. A fost un loc de durere, un loc de suferință pentru Iosif. Și Biblia spune că locul acela a fost închisoarea în care l-a trimis Potifar și a ajuns. Și acum vreau să ne uităm la noi, pentru că, așa cum spuneam, este experiența noastră a multora, poate a tuturor. Poate că nu acum avem o astfel de experiență de închisoare de viață, poate că nu. Dar cu siguranță timpul ne va aduce în astfel de experiență. Ce putem noi să facem? Pentru că sunt și experiențe noastre, este scris în Scriptură, viața noastră nu este ușoară. Și Biblia spune, eu spune în capitolul 14, versetul 1, așa de frumos și de adevărat, omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri. Spunea omul care a experimentat aceste închisori ale vieții. La un moment dat, toată viața lui s-a întors, cum spunem noi, cu susul în jos. A pierdut tot. A pierdut tot ce a avut. I-a rămas doar viața lui și soția, care și ea a fost puțin neînțeleaptă în ceea ce l-a îndemnat. Dar a pierdut tot. A fost ușor pentru Iov? N-a fost. Pentru că experiențele de viață sau închisorile de viață sunt experiențe grele, exact cum le-a avut Iosif când a ajuns în închisoare. Dar foarte important ceea ce vedem aici este că cu toate că era închis Iosif în închisoarea federală a împăratului, Iosif a învățat câteva lecții frumoase și importante pentru viața lui. Și anume, că o persoană a cărei viață este întotdeauna aliniată cu voia lui Dumnezeu, adică întotdeauna rămâi în voia lui Dumnezeu, chiar dacă treci prin astfel de închisori ale vieții, întotdeauna pentru o astfel de persoană, chiar dacă ești în această închisoare a vieții, totuși, tu ai libertate. Este foarte interesant. M-am gândit de multe ori, de ce oamenii al lui Dumnezeu, oamenii care, cum spuneam, fără să greșească cu ceva, au ajuns în închisoare, cum au reușit ei să treacă prin asta? Vorbim despre Richard Wurmbrand, care a rămas un exemplu iconic, spunem noi, de oameni al lui Dumnezeu care au suferit pentru credință. Cum a reușit el să treacă prin toți acești ani ai închisorilor comuniste și să rămână lângă Dumnezeu? Pentru că acesta este secretul. Un om al lui Dumnezeu, și înveți doar în astfel de experiențe, un om al lui Dumnezeu care rămâne în voia lui, chiar dacă este închis din punct de vedere fizic, totuși are libertatea în duhul lui. De ce cânta Pavel și Sila în închisoare? În lanțuri, în butuci. De ce? Pentru că erau închiși fizic, erau închisoarea vieții, dar sufletul lor era liber. Pentru că scrie Scriptura, și acesta este adevărul, Domnul era cu Iosif și Domnul este cu noi în închisorile noastre ale vieții. Nu trebuie să ne panicăm. Sigur că lucrul acesta trebuie, eu știu, rezolvat într-un fel și ne gândim la o soluție. Dar nu uitați, Dumnezeu nu ne-a părăsit. Nu ne-a lăsat acolo pentru că a uitat de noi sau nu mai vrea să știe de noi.
Este același adevăr pe care îl găsim în această experiență a lui Iosif. În timp ce noi trăim fizic în această experiență a închisorii vieții, Duhul nostru poate să rămână liber și este liber dacă noi rămânem credincioși lui Dumnezeu și rămânem în voia Lui. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mare diferență între noi și oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care și ei au experiențe lor, închisările lor, dacă vreți, ale vieții. Dar este o mare diferență între un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și auzi de oameni care, în ciuda bogăților pe care le au, în ciuda succesului pe care le au, mai mult sau mai puțin, dar toate lucrurile acestea nu îi ajută în astfel de încercări și în astfel de situații. Și eu știu, își pun capul zilor sau intră în depresie. Copilul lui Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu care slujește pe Dumnezeu și care rămâne credincios lui Dumnezeu în astfel de circunstanțe, el are trupul acesta închis într-o închisoare a experienței lui, dar Duhul întotdeauna rămâne liber, pentru că Dumnezeu este Cel care ne dă propășire. Cum putem noi să avem propășire în experiența noastră de viață, în închisoarea de viață? Nu uitați, Domnul este Cel care este cu noi și este Cel care ne poate da libertatea noastră în Duh. În Duhul nostru noi suferim, dar nu suntem prizonierii situației, pentru că Domnul ne dă putere ca să mergem mai departe. Atâta timp când noi suntem oameni care rămânem credincioși înaintea lui Dumnezeu. Și spuneam despre oameni care au avut această experiență a închisorii. Vorbeam despre Pavel, Pavel și Sila. Pavel a fost închis de mai multe ori, dar a fost la un moment dat și Sila împreună cu el. Și știți experiența lor. A fost în închisoare și Domnul i-a binecuvântat acolo și au cântat cântări de laudă. Frați și surori, experiența aceasta sau închisoarea noastră de viață, experiențe pe care le trăim, oricare fie ele, nu sunt ușoare. Nu sunt ușoare, n-au cum să fie ușoare. Sunt diferite, au anumite aspecte care ne deranjează în toată această situație, dar nu uitați, pentru omul care rămâne credincios lui Dumnezeu, există libertatea aceasta a Duhului, a binecuvântării de a avea părtășie cu Domnul în toate circumstanțele. Și Dumnezeu este Cel care ne dă biruința și ne dă ajutorul. Și spun aceasta, mărit să fie Domnul. De aceea spunea așa de frumos David în Psalmul 23, Domnul este păstorul meu și nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Și spune, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții. Asta înseamnă experiențe ale vieții, care noi le numim în această seară închisori ale vieții. Chiar dacă ar fi să umblu prin astfel de experiențe, nu mă tem de niciun rău, că Tu ești cu mine. Măriți să fie Domnul! Frați și surori, experimentăm astfel de situații. N-avem de ales. N-am ales noi să fim acolo, dar experimentăm. Poate că ar putea să fie pentru unii, chiar dacă nu este pentru Iosif, dar ar putea să fie pentru unii și datorită nouă. Nu știm, dar oricum, în astfel de situații grele, dacă rămânem credincioși lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care rămâne credincios. Pentru că îmi place ceea ce spunea cineva, poate că sunt asuprit de circumstanțele vieții. Și poate că suntem într-un fel sau altul, dar suntem binecuvântați de Dumnezeu, care este autorul și susținătorul vieții noastre. Dumnezeu este cu noi și aceasta contează cel mai mult, pentru că Dumnezeu ne dă izbânda. Măriți să fie Domnul! În închisorile vieții, întotdeauna situația este grea. Este o situație greu de suportat, dar Domnul este cu noi și este Cel care ne dă binecuvântarea. În al doilea rând, un alt lucru pe care putem să-l facem, să-l învățăm, ca să putem să avem progres, să putem să avem înflorire spirituală în astfel de închisori, experiența ale vieții. Înțelegem că închisoarea este nu doar un lucru greu, un lucru greu de suportat, este un loc al singurătății. Unul dintre lucrurile care macină pe cei mai mulți este faptul că ei acolo se simt singuri.
Și nu vorbim din faptul că se simt singur, că nu au pe nimeni. Cei mai mulți nu sunt pus la izolare. La izolare sunt pus, eu știu, cei mai mari criminali care sunt pericol pentru ceilalți. Iosif era acolo împreună cu toți ceilalți întemnițați. Și totuși, închisoarea este un loc singuratic. De ce? Pentru că aici din nou intervine diavolul. Și diavolul intră în mintea noastră, în experiențele noastre și spune, ha, vezi, Dumnezeu nu te mai iubește. Tu știi cine ești. Și noi știm cine suntem. Oameni cu slăbiciuni. Și diavolul folosește, tu știi cine ești. Domnul te-a dus aici pentru că nu mai vreau să audă de tine. Ești singur. Nu mai ai nicio speranță. Pentru că asta, de fapt, înseamnă închisoarea. Momentul acela în care diavolul vine și pune în inima noastră și în inima omului că Dumnezeu nu-l mai ascultă. Este un lucru pe care vreau să-l abordez în această seară foarte scurt. Ce facem noi atunci când Dumnezeu nu mai răspunde, când ni se pare că Dumnezeu este absent? Vi s-a întâmplat probabil la cei mai mulți experiența aceea cu telefonul mobil. Eu eram în ziua aceea acasă și am primit un telefon, sau de fapt mi-a spus David dacă pot să-l ajut să mă duc până în Toronto. Și ok, am rezolvat ce am avut de rezolvat și m-am dus în Toronto, dar n-aveam telefon. Între timp, pentru că trebuia să iau ceva pentru el, acel care, la care mă duceam mi-a spus să nu mai vină pentru că eu trebuie să plec. El mi-a trimis mesaj, dar n-am mai primit mesajul. Și m-am dus acolo, sigur, a trebuit să aștept o perioadă mai lungă, dar m-am întors până la urmă cu problema rezolvată. De multe ori ne gândim noi ce facem atunci când ni se pare că Dumnezeu nu mai răspunde, că e absent. Ne simțim singuri, pentru că, dragii mei, închisorile acestea ale vieții sunt un loc singuratic, în care te simți singur, în care nimeni nu se mai uită la tine, la care nimeni, pe care nimeni nu mai interesează cum o duci, ce faci, de ce ai ajuns acolo. Și uitați-vă, disperarea poate, măcar că nu este în cazul lui Iosif și nu găsim scris și nu facem niciun fel de presupunere, dar vorbim despre noi. Singurătatea duce întotdeauna la disperare. Ce mă fac? Cum rezolv problema? Cum o scot la capăt? Și atunci întrebarea se pune, cum te descurci când Dumnezeu ți se pare departe? Ce faci atunci când Dumnezeu alege să tacă pentru o perioadă și nu-ți răspunde și nu-ți aduce rezolvare? Ce faci? Cum rezolv lucrurile? V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? În experiența noastră ne gândim cum să rezolvăm problema. Ați voie să vă dau câteva lucruri simple, simple de tot, dar foarte importante. În primul rând, noi trebuie să conștientizăm faptul că Dumnezeu uneori alege să ne treacă prin astfel de situații, chiar de comunicare întreruptă pentru o perioadă, pentru că Dumnezeu întotdeauna are scopul Lui. Noi nu înțelegem, dar are. Și asta trebuie să conștientizăm. Dumnezeu are câteodată și astfel de modalități. Apoi, noi trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu și noi am avut experiențe deosebite. Știți, și s-a vorbit aici de multe ori, cât de mult poate să influențeze pozitiv amintirea evenimentelor frumoase din viața noastră, experiențe frumoase cu Dumnezeu, experiențe frumoase cu Duhul Sfânt, experiențe pe care le-am trăit în biserică sau personal. Și aducându-ne aminte, ne dăm seama că Dumnezeul nostru nu se schimbă, El rămâne același. Vremurile, situațiile se schimbă, Dumnezeu nu se schimbă. Și apoi, dragii mei, mai trebuie să facem un lucru, să învățăm să așteptăm. Nu-L putem forța pe Dumnezeu să schimbe, să ne răspundă când vrem noi. Dar noi trebuie să învățăm să așteptăm, pentru că atunci când așteptăm, împlinirea dorinței noastre aduce o mare bucurie. Iosif a fost în închisoare și a experimentat singurătatea. Singurătatea față de familie, nu mai avea familie, singurătatea față de lucrurile care s-a gândit, Doamne, dar dacă visele mele ar fi trebuit să împlinească, eu n-ar fi trebuit să fiu aici. Adică snopul meu era singur în picioare, celelalte snopuri s-au plecat, s-au închinat, toate stelele și, eu știu, luna și celelalte s-au închinat înaintea mea, dar lucrurile acestea mi-au spus ceva. Ce caut eu aici? Singurătatea poate să fie o armă pe care diavolul să o folosească. Cum putem noi să
progresăm în astfel de situații? Să urmăm acești pași, să conștientizăm că Dumnezeu rămâne același, chiar dacă El are metodele pe care nu le înțelegem. Și să așteptăm în tăcere ajutorul și răspunsul Domnului. Dumnezeu lucrează în ascuns, fără să ne dăm noi seama. Dumnezeu nu știa, Iosif nu știa ce făcea Dumnezeu în inima celorlalți oameni. A văzut mai târziu, pentru că Dumnezeu întotdeauna rămâne credincios copilul Lui și noi spunem, măriți să fie Domnul. Cum putem să progresăm în închisorile vieții atunci când ajungem în singurătatea noastră? Să nu uităm exact același lucru pe care spuneam și data trecută, la celălalt punct. Domnul a fost cu Iosif și Domnul este cu noi. Și spunem la aceasta, măriți să fie Domnul. Și apoi, în ultimul rând, în al treilea rând, cum putem noi să progresăm în închisorile vieții noastre ca și Iosif, în închisoarea federală a lui Potifar și a împăratului? Să nu uităm, închisoarea este un loc al oportunităților. Oportunitățile le putem găsi și în astfel de situații, de încercări. Revin la ceea ce spuneam la început și anume că Iosif a învățat câteva lecții importante acolo în închisoare. Cum alții au experimentat și au învățat lecții frumoase în închisoare. Timpul nu-mi permite să dau foarte multe exemple, dar am să dau două exemple pe care le-am notat aici. Cum putea, de exemplu, Daniel să cunoască puterea lui Dumnezeu de a închide gura leilor, de a opri animalele ca să facă un rău? Cum putea să înțeleagă și să cunoască Daniel dacă nu ajungea în groapa cu lei? Acolo l-a cunoscut pe Dumnezeu în felul acesta. Pentru că, dragii mei, închisorile noastre ale vieții, experiențele pe care le trăim, sunt momente de oportunitate să-L cunoaștem mai adânc pe Dumnezeu. Cum putea să cunoască cei trei tineri în cuptor că Dumnezeu are putere asupra focului? O, le se putea spune de părinți, da, Dumnezeu are putere. Dar atunci când ajungi în experiența aceea și vezi, atunci îl cunoști cu adevărat pe Dumnezeu. Și l-au cunoscut pe Dumnezeu ca Dumnezeul care are puterea asupra focului. Dragii mei, în experiențele noastre îl cunoaștem pe, avem oportunitatea să-L cunoaștem pe Dumnezeu într-un mod în care altfel n-am avea cum să-L cunoaștem. Nu știi că Dumnezeu este un medic decât atunci când Dumnezeu îți vindecă o boală. Nu știi că Dumnezeu este puternic în a aduce pace în familie decât atunci când Dumnezeu face lucrul acesta în familia ta. Nu știi că Dumnezeu poate să schimbe un suflet decât atunci când Dumnezeu face lucrul acesta în familia ta. Nu știi că Dumnezeu e puternic decât atunci când auzi, dar mai mult atunci când vezi că se întâmplă în viața ta. Pentru că în experiențele noastre, în închisorile noastre ale vieții, sunt acele oportunități pe care Dumnezeu le deschide ca să putem să învățăm că Dumnezeu este și altfel decât L-am cunoscut până aici. Și asta învățăm noi. Și asta ne motivează pe noi să creștem chiar în astfel de experiențe. Și să nu uităm că până la urmă experiența lui Iosif s-a încheiat foarte frumos. Dumnezeu a intervenit în viața oamenilor cu care era acolo și spune că toate lucrurile se făceau în închisoare doar la vorba lui. El era acolo directorul de închisoare, nu mai era cel care era înainte. Pentru că asta face Dumnezeu. Dar până acolo, noi învățăm în experiențele noastre. Noi învățăm că e adevărat că este greu. E adevărat că situația nu este foarte simplă, dar Domnul este cu noi. Și Domnul este Cel care dă biruință. E adevărat că lucrurile în viața noastră de multe ori nu sunt atât de simple, dar învățăm în aceste evenimente, în aceste închisoare ale vieții, că Dumnezeu este și altfel decât L-am cunoscut până acolo. Și de acolo înainte, în momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu într-un alt fel, cu siguranță că viața ta și viața mea se schimbă și că dincioșia noastră este mai mare și slujirea noastră este mai plină de râvnă, pentru că asta face astfel de experiențe. Vreau să înțelegem în final că Dumnezeu nu ne duce în astfel de experiențe pentru că
vrea să ne doboare. Nici de cum. Dimpotrivă, Dumnezeu îngăduie astfel de experiențe pentru că vrea să ne întărească mai mult. Pentru că vrea să crește mai mult și cum spuneam, și aceasta este de fapt ideea de încheiere, evenimentele pe care le experimentăm ne învață lecții pe care nu le putem învăța în astfel de circunstanțe. Nu ne plac, nu le dorim, nu ne convine, e adevărat. Dar dacă recunoaștem că în toate lucrurile Dumnezeu este în control și știe toate lucrurile, atunci și numai atunci, putem ca în astfel de închisori ale vieții, experiențe pe care le trăim în viață, să progresăm, să creștem prin credincioșia noastră, prin ascultarea noastră și prin faptul că Dumnezeu ne învață lecții noi, pentru ca în final să putem să slujim mai mult pe Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu știu prea multe despre dumneavoastră și nu asta este acum de fapt important, dar cu siguranță fiecare avem experiențele noastre pe care trăim sau le vom trăi, le-am avut și le vom avea. În această seară învățăm acest mare adevăr, că în astfel de experiență putem să progresăm. Asta vrea Dumnezeu. Diavolul vrea să avem regres, vrea să ne întoarcem, vrea să ne, eu știu, să ispitim pe Dumnezeu ca și evrei. Dumnezeu vrea să avem progres, exact cum a avut Iosif în închisoarea împăratului. Și zic la aceasta pe toți, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Vreau să ne ridicăm în picioare acum. Și pentru tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi în această seară, pentru binecuvântatul timp pe care l-am avut aici, pentru cei care au slujit, pentru cântare, pentru cuvânt, să-i mulțumim lui Dumnezeu și să rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere ca să învățăm, să fim oameni înțelepți și să învățăm și să aplicăm în viața noastră, pentru ca să-L putem sluji pe Dumnezeu mai mult, cu mai multă râvnă, cu mai multă dragoste, cu mai mult foc, ca să fim mai aproape de ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să fim în viața noastră. Și zic pe toți, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin.